Auzi, dar cine le face? Ce ne întreabă? Eu le-am făcut. Ba, pardon, că nu le-ai făcut dumneata, le-a făcut Madam Protopopescu. Da, da, eu le-am făcut. Vai, Madam, pe ochii mei. Nu te mai jura degeaba. Hai, fă-le, fă-le. E, bine, bine. Nu e rândul meu, dar hai să le fac. Pas. Păsărică. Păsărău. Dacă aș vrea să le fac eu, așa mă trebuie. Deschide fetița. Nerg. Și eu. Puneți mințele, să-mi iau restul. Eu am pus. Unde ai pus? Asta e biza mea. Nu e adevărat, eu am aruncat-o. Dumneata n-ai pus. Eu? Să mă trăznesc, că-i sfântul, să orbesc, să mă ducă de mână la pot, că-i sfânta duminică, dacă n-am pus. Atunci cine n-a pus? Nu știu, cât trebuie să fie jos? Să facem socoteala. 8 lei. 10 lei că a mers toată lumea și jos e numai 8. Lipsește prin urmare 2 lei. Așa are capul de vorbească. Dacă faci așa spal, ajungea și nivar. Bă, pardon, că i-am făcut școala la Șoazima în gâru. Mers în 2 clase. Cred că dumneata care n-ai terminat nici clasele primare. Ba da, în particular. Particular. În cișmigiu, cu elevii de la școala de fisere. Ia uite cine vorbește, Madame Protopopescu, care știe tot orașul că... Că ce? Fetelor, fetelor, nu vă mai certați. Am venit să jucăm poker, nu să ne facem autobiografia. Are dreptate. Poți să dau cărțile? Câte șieri? Nu, că nu s-a rezolvat cu miza. Lipsește 2 lei. Dar 2 lei s-au luat la caniote. Așa e. Are dreptate, Madame Guvidi. Mm-hmm. Vezi? Ți-am zis eu. Fă, uitați, dacă nu ne-a servit cu nimic, așa-i. Pentru ce să mai ia caniotă? Dacă jucăm la dumneata, ce ne servești? Și caniotă, slavă Domnului, dăm totdeauna. Odată nu ne-a iertat. Dar e duminica Paștelui, soro. Nu zic să ne fi dat o ciosbărtă de miel. Dar măcar o felie de cozonac acolo. Eh, cozonac, tu vezi că te-ai îngrășat? Mai vrei și cozonac acum? O să plesnești zău așa. E, nu-mi duce mie grija. Mai bine gândește de la dumneata. Ți-am văzut, camara. O vă închipez fetelor ce are acolo. Ce-ai căutat dumneata în cămara mea? Ei, ia că am ieșit și eu și... am greșit ușa. Nici nu-i cămară. Doar iarna. E bucătărie de vară. Bucătăria mea de vară. Păi la țară. Locuința mea de vară. Ce frumoasă e. Dieminescu mi se pare. O fi de coșbuc. N-am noroc la cărți. Mereu bișepții. Adă să le fac eu. Ia zi, Madame Protopopescu, de cine-i? Că bata le știi pe toate. De Fyodor Vladimirescu. O recitam la Șoazima în gâru. Vezi, știam eu că e un domnitor. Dar nu știam cum îl cheamă. Au, picioarele mele. Vezi, ți-am zis eu că mănânci prea mult. Dar ce faci, nu mai vrei? Mă duc, că-i târziu. E duminică, soro, e sărbătoare.
Și ce dacă e sărbătoare? Tot târziu se cheamă că... Bine. Când o să câștig, am să mă las și eu. Atâta să câștige dușmanii mei, să moară cine minte. Pierdeam 100 și mi-am întors banii pe copiii mei, vă spun. Asta e culmea. Auzi, soro, că nu câștigă. Mai fă bărimunturi. Nu, că e târziu. Hai, te rog, mai fă un tur. E târziu și mi s-a făcut foame. Dă-i ceva, soro. Nu, că mă așteaptă acasă. Ai dreptate. Nu o strigi, dumneata, strigă și să bag în tărâță. Te rog să nu fii obraznică. Și eu te rog să nu mă faci obraznică, ai înțeles? Dumneata ești obraznică. Nerușinată. Nerușinată ești dumneata. Auzi, să mă facă obraznică și eu care țineam la dânsa și totdeauna îi luam apărarea. N-am nevoie de apărarea nimănui. Dacă vrei să știi, eu ți-am luat apărarea. Când au spus că ai șters-o cu două lingurițe de argint. Și unde te duci, gazda ascundită a câmurile? De mine? Ce ți-o zis? Fetelor, pupați-vă și nu vă mai certați. Mâine vii? Nu, că o să fiu obosită după sărbători. Și să zic că tare te-ai mai distrat. Pe vremuri, cu elevii de la școala de ofițieri, da, da. Poftim, las și să mai vin, ca să-mi auzi vorbe. E, hai că așa-i la cărți. Hai, vino mâine. O, știu, să vedem. Hai, vino mâine mai devreme, te rog. Bine, atunci pi la două. Așa, așa. Orvoar. Bun soar. Orvoar. Și la mulți ani. Ce faci, nu mă pupi? Bine, n-o să te pup, scorpie. Nu meriți. Nu mi-a zis vorbile alea din aur. Pa, 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 te pup. Orvoar. Orvoar. O treabă. Așa facem totdeauna. Auzi, când mi-o ținut-i a mie parte. Păi eu pe unde mă duc să-mi primită ca o regină? Știi că o dat-o afară de la Petrovișoaia? Parol? Pe cuvânt o prins-o trișând. N-ai iute ieșie, scroacăie. Și că învăța așa și căzi la un scamator. Păi n-ai văzut cu tot timpul câștigă. Hai, ce facem? Jucăm în trei? În trei nu joc. Da, deși că ți-o cădea rangul. Hai să jucăm în trei. Nu joc în trei. Hai că scoatem șeptarii și tragem și locurile. E, parcă-i locul. Nu-i locul, ci dobitocul, madame. Nu joc în trei. Da, de ce nu joci? Că nu vreau eu. E, te vezi? Asta e cu sorul tău. Te ții cu nasul pe sus, parcă n-ai ști de unde te tragi. Ai vrea dumneata să fiu protopopes. Da, nu vorbeam, dragă, de răposatul. Că răposatul era om cum să cade. Poate vrei să vorbești de papa? Nu. Sau de mama? Ai văzut. Dacă ai știi dumneata cine a fost mama, e născută Gogoșanu din ramura Abună. Așa că vezi dumneata. Nu-i nevoie să mă conduci. Nimeresc și singură. Auzi, ramura ce e bună. Mă întreb cum o fi ramura cealaltă. O afandose. O poți o sufă. Hai, jucăm ceva în doi. Hai un șeptic, tabinet sau popa prostul. Nu, chiar că s-a făcut râsul. Și vreau să fiu și eu odihnită mâine când o să ne întâlnim pe patru. Să mai scoatem pagubă, știi? Hai să te pup. Bine. Hai. Pa. Orvoar. Hei, draga de ea, auzi să-și mai scoată din pagubă. Mâine o jupoi. Nu-i fată rea, dar are gura cam mare.
Aoleo! Și-a scos paguba. Mi-a luat două lingurițe de argint. Ei, ce ziceți? Ați reușit să descoperiți cine se ascunde în spatele celor patru măști? Haideți că oricum astă seară concursul nu-i pe bază de telefoane, e gratuit. Premiile sunt doar pentru cei doi prezentatori. Suntem siguri că le-ați recunoscut. Sunt patru personalități ale muzicii pop-rock. Să le luăm în ordinea intrării în scenă. Madame Guvidi, îndrăgitul solist de muzică pop și prieten al copiilor care urmăresc emisiunile de gen ale televiziunii române, Daniel Iordachioae. Impenetrabilă ca un sfinx la jocul de cărți, deși ne-a mărturisit că e un joc pe care îl practică numai în turnee, sub această mască se ascunde Zoia Alecu de la Sphinx Experience. Mămică de Bubu, pianist și vocalist al aceluiași grup Sphinx Experience, Crina Mardare. Madame Protopopescu, cel de-al patrulea personaj din acest care de dame, este o doamnă în fața căreia ar trebui să ia poziția de drepți toată suflarea muzicii rock. Dida Drăgan.